Toți frații, cred că se aude, da? Da, pașa, domn, mulțumim, frate. Am pus un microfon să văd, poate că se aude mai bine decât pe laptop vocea. Mă gândeam că să mulțumim Părintele Cerșii pentru orice ocazie care e pusă înaintea noastră, dar mă frământa un gând înainte de a spune ceea ce mă gândeam să prezint aici înaintea voastră, că totuși cineva s-a gândit la aspectul ăsta de a face acest serviciu și mă gândeam cum exprimam la un frate în adunare zilele trecute că după ce a propus un lucru în adunare, i-am spus, zic, frate, să știi că apreciez prudența și stăpânirea ta de sine. Dar asta e o explicație care putem face ulterior. Eu vreau să ne gândim faptul că e un sfârșit de an și un început de an nou și să reiau puțin din mana din 31 decembrie, din mana de zi și în care spune că cum vor răsplăti lui Jehova toate binefacerile lui față de mine? Voi înălța paharul mântuirii și voi chema numele lui Jehova. Și aici mă gândeam la un verset frumos din Psalmul 65, în care spune profetul, zice, cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. E adevărat că e frumos gândul ăsta, ca să fie juruințele făcute. Juruințele înseamnă un fel de angajament, un fel de promisiune făcută Domnului, că fiecare când am făcut un legământ cu Domnul în dreptul respectiv am zis, iată, sunt înaintea ta să fac voia ta până la sfârșit, așa cum a zis Domnul. Deci nu eram, ne-am luat niște angajamente, dar se pare că pe drum anumite angajamente am început să le mai atenuăm sau să le pierdem pe drum și mă gândeam că spune în continuare versetul că îmi voi împlini jurămintele făcute lui Jehova în fața întregului său popor. Cred că e important în viața noastră de zi cu zi când ne facem aceste angajamente și promisiuni. Cred că e bine să fie înțelepte, să fie măsurabile și realizabile, cum am spune, din punct de vedere uman, și așteptările celor din jur să fie îndeplinite. Deci dacă promitem ceva, să ne străduim să ducem la îndeplinire și să nu facem promisiuni care să nu le putem duce la îndeplinire, numai de dragoste să ne arătăm cine suntem noi. Și cuvântul Domnului spune în continuare că în încheierea anului este un moment excelent pentru a lua noi hotărâri pentru anul care vine. Sigur că luăm noi hotărâri și cred că de multe ori, așa cum spunea un frate adineori, că ne putem să ținem în minte ce am promis, de multe ori e bine să ne scriem pe hârtie și să urmărim acest angajament sau acest program care îl facem pentru anul următor și înainte de a trece mai departe să facem și o evaluare a ceea ce n-am reușit să facem în anul trecut sau anumite ispite și încercări care ne-au fost puse înaintea noastră pentru încercare și pentru a ne verifica credibilitatea și caracterul care noi trebuie să-l formăm conform cerințelor Domnului. Și spune, iubiți frați, să facem o mulțime de hotărâri bune cu privire la ceea ce vom fi dispuși să fie, să fim, să făptuim, să suferim în comuniune cu Domnul nostru. Ceea ce e important și mi-aduc aminte că ne bucurăm de posibilitățile tehnice și avantajele timpului prezent, dar această comoditate care o avem în prezent de a sta fiecare acasă comod în fotoliu și așa mai departe, cu fără alte comentarii care, tendențioase care le-am putea pune în față, e un avantaj frumos, dar e și un dezavantaj, pentru că eu mă aduc aminte cu plăcere, care frații mai vechi știu lucrul ăsta, cu zeci de ani în urmă, când era o întâlnire, plăcerea era să ne întâlnim cu frații, să stăm înghesuiți pe o bancă cu unul lângă altul, ore întregi și să ne bucurăm, pentru că prezența fizică, unul față de celălalt, are alt mesaj transmis decât cel care îl transmitem noi prin mijloacele tehnice actuale și care aparatura tehnică e de fapt un paravan pentru a transmite anumite sentimente și gânduri unul față de celălalt. Dar spune în continuare cu Domnul, ca prin harul să se putem face din anul care vine cel mai bun an al vieții noastre, anul celor mai mari, speranța celor mai mari străduințe și prin harul Domnului al celor mai mari succese în jertfirea de sine, în învingerea
lumii și a spiritului ei, în supunerea eului și a dorințelor cărnii, în împotrivirea față de adversar și în mărirea Domnului nostru și binecuvântarea poporului său. Și mă gândeam că mana dinainte, care văd în față, din 30 decembrie, are un verset frumos, zice că încununezi anul cu bunătățile tale. Sigur că mulțumim Tatălui și pentru binecuvântări și pentru experiență, dar trebuie să ne vedem și lipsurile și greutățile sau slăbiciunile care le avem unul față de celălalt. Și vreau să amintesc încă ceva, că spune un verset că voi înălța paharul mântuirii și voi chema numele lui Jehova. Și la acest lucru m-am gândit la o mană din mană de seară și spune felul următor. E un verset care îl găsim în Psalmul 145, de la 10 la 12. Sfinții tăi te vor binecuvânta, vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta. E greu să ne considerăm că suntem sfinți, dar sfinți în măsura în care avem încredere că prin mila Tatălui Ceresc avem o anumită posibilitate de a ne adresa tronul său de har și de milă. Și vor vesti puterea ta ca să facă să fie cunoscută fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea măreției, plină de măreție împărăției tale. O împărăție pe care o dorim și ne rugăm în fiecare zi prin rugăciunea Tatăl nostru că să fie împărăția Lui pe pământ și voia Lui să facă așa cum se face în sferile cerești. E un lucru frumos la care noi ne gândim să se întâmple și fiecare din generațiile care au trecut s-au gândit ca această împărăție să vină în timpul vieții lor. Dar mulți au plecat din această viață și se odihnesc în țărâna pământului așteptând această promisiune să se îndeplinească și cred că și noi fiecare așteptăm acest lucru ca împărăția lui să vină din nou pe acest pământ și toate relele să fie înlăturate, bolile, necazurile și alte lucruri. Și spune în felul următor comentariu. Profetul sugerează că toți sfinții vor avea prilejul de a vesti astfel împărăția și de a onora astfel numele Domnului nostru și aceasta pare să se îndeplinească literal astăzi. Într-un fel, vedem că avem posibilitatea să transmitem mesajul Cuvântului Lui Dumnezeu la cei care găsim o ureche deschisă, dar trebuie să o facem cu Duhul blândeții și cu înțelepciune și în acest sens, mă gândesc că, îmi spunea cineva, că fac o paranteză mică, într-o împrejurare, o persoană de la o altă comunitate mai mare spunea că fiind într-o situație tensionată undeva, într-o familie, unde într-un fel sau altul comunitatea respectivă era rău blamată, persoana respectivă care făcea un serviciu de curățenie acolo, printre altele, a luat această hotărâre în gânduri și în mintea ei, persoana respectivă, să spună hotărât, zice, eu fac parte din această comunitate. Și, într-un fel, faptele bune sau activitatea sau curățenia de inimă și de corectitudine care a transmis-o prin ceea ce a făcut în familia respectivă, a mișcat inima și mintea celor ăsta. I-a pus câteva întrebări la care a reușit să răspundă și, într-adevăr, a rămas un exemplu. Și ce e important că, așa cum spune, când suntem puși în fața unor împrejurări grele, să declarăm cine suntem și cui servim. E un lucru care recunosc cu regret că nu prea l-am aplicat în anii care au fost, pentru că situația, să zic eu, la începutul activității profesionale m-a pus în situația de a declara și de a face anumite lucruri care nu erau potrivite și nu mă pot lăuda că am fost corect în ceea ce am exprimat față de anumite autorități. Fiind într-o împrejurare, așa cum era în regimul trecut, care ei căutau să caute sau să adune în jurul lor persoane care să facă două activități, una de public și una care să transmită informații despre cei din jur și așa cum se numea într-un fel informatori. Acest termen de informator care era vechi, în prezent are altă denumire mai modernă și se numește informator sau de integritate, cam așa ceva, îmi scapă numele. Dar e important e ca atunci când suntem puși în situația de a declara în fața autorității cine suntem și
ce credință avem, trebuie să avem această tărie de caracter, să spunem, și să avem tăria și puterea să declarăm pe față cine suntem și cui servim. Și mai departe spune cuvântul respectiv că, așa, arătându-le gloriosul caracter al Dumnezeului nostru printr-o cunoștință a marelui său plan de al veacurilor, mai mult Domnul pare să pună în puterea fiecăruia dintre noi, sfinții, să slăvească astfel numele Lui și să vestească altora adevărul. Unora El le-a dat talentul oratoriei și prilejul de a folosi și de a vesti laudele Lui în acest fel, altora le-a dat un talent pentru discuții particulare, pentru a spune astfel despre împărăția sa și să vorbească despre maestatea sa glorioasă. Și mă gândeam aici la aspectul ăsta de a avea darul de a prezenta Cuvântul Dumnezeu și cred că este potrivit, sau poate că greșesc eu, să apreciem darul și calitatea unor frați care între noi se străduiesc să aducă în lumină timpurile în care trăim, în lumina profețiilor, și să discearnă timpurile în care trăim. Și asta înseamnă să avem nu numai cunoștința din Cuvântul Dumnezeu, ci să vedem timpurile în care trăim și, așa cum a spus Domnul, fiindcă nu avem o cronologie a timpului prezent, să ne dăm seama unde suntem pe firul timpului, dar Domnul a lăsat totuși un exemplu. Uitați-vă la smochin. Deci, soluția este să vedem ceea ce se întâmplă cu poporul Israel, o țară care s-a născut aproape într-o zi, cum spune profetul, și care vedem că nu trebuie să spunem la nimeni că, care nu crede că acest lucru s-a întâmplat, pentru că profeția o vedem cu ochii liberi și vedem cum poporul Israel propășește și dintr-o țară în care erau numai malarii și pietre și pustie, a înflorit, așa cum spune profetul Isaia 35, a înflorit ca roza. Și, într-un fel, poporul Israel devine, într-un fel, și o piatră de potignire pentru mulți. Și modul lor de comportament față de dușmanilor, cred că pe mulți îi pune în cumpănă și în încercare. Și mă gândeam că e vorba de discuții particulare și mă gândeam în sensul acesta că dacă unii au darul de a avea răbdare cu unii dintre frați sau cu problemele unora sau altora, dacă ai darul acesta și din mila Tatălui ți-l dă, pentru că Apostolul Pavel spune în sensul ăsta că a dat darul oamenilor spre folosul tuturor sau pentru ca ei să le folosească în folosul celor din jur. Și e foarte important, dacă ai acest dar de a avea răbdare cu cineva, să se confeseze, asta, pentru că pe lângă descărcarea sufletului nostru în rugăciune față de Părintele Ceresc, față de Domnul, este una, dar din punct de vedere uman simțim nevoia să ne confesăm unul la celălalt. Nu degeaba în lumea creștină există această modalitate, cum se spune, de a ne spovedi, dar lumea civilizată începe să spună că există persoane care au darul de a face un fel de consiliere personală, consiliere psihică, consiliere psihologică și așa mai departe. Deci, într-un fel sau într-altul, spunea cineva, un prezentator al Cuvântului Dumnezeu, printre altele, ce înseamnă o consiliere psihologică, printre altele, și spunea că într-o împrejurare, făcând o consultație de genul acesta, mi s-a părut interesantă ideea, dar e o variantă, să zic eu, extremă, care nu trebuie să ținem cont de ea. După 40 de minute cât a vorbit persoana respectivă, am mai întrebat dacă poate vorbi încă ceva și a zis ulterior respectiv încă 5 minute. I-a mai vorbit un sfert de oră, după care a scos banii în poșetă și a mulțumit pentru sfatul pe care i-a dat, dar el n-a spus niciun cuvânt. Simplu faptul că l-a ascultat-o i-a dat ei această pace și liniște ca să-și descarce sufletul și gândurile care le avea. Dar cred că e bine să mergem mai departe, să nu ne împotmolim și ca să facă cunoscute planurile sale celor care au urechi de auzit și altora care le-a dat prilejul de a vesti mesajul său prin răspândirea literaturii, iar unora se pare că le-a dat ocazii de a fi folosite toate aceste diferite metode de a cânta cântarea lui Moise și a mielului și putem fi siguri că nici unul nu poate fi din clasa Sfinților Domnului în acest timp și să cunoască bunătatea și sa și minunatea sa
onoare și să măreție și totuși să nu aibă dorința de a spune veștile bune de mare bucurie tuturor celor care au urechi de auzit și care sunt cei mai serioși, mai zeloși în vestirea mesajului, în mod sigur, sau celor sigur au cele mai multe binecuvântări în inimile lor și în experiențele lor și cresc cel mult în har, cel mai mult în har, în cunoștință și în iubire. Desigur că răsplata Domnului pentru aceste activități se răsfrânge în modul cum avem anumite realizări în viață, anumite situații în care Domnul ne răsplătește. Și mă gândesc la un lucru poate nepotrivit. Este frumos să facem daruri, cum se spune, la sfârșit de an, unii altora, dar dacă eu încerc să spun la cineva 2-3 ore sau ceva, să explic ce vreau să-i spun sau să-l mângâi prin cuvinte, dar dacă el nu vede nimic în mână, parcă rămâne un pic un gol în inima lui. Și de multe ori un gest făcut de vorba de câțiva bănuți în mintea omului după ani de zile să se întoarce printr-un cuvânt aparent fără niciun fel de rezonanță și spune, mi-aduc aminte că ai făcut cu tare lucru atunci și de multe ori mi-aduc aminte de tine. Deci gândul acesta cred că e foarte important și în acest sens mă gândesc la un lucru care din viețile trecute, viața și experiența anilor care, din mila Tatălui, am avut ocazia să cunosc foarte mulți frați care de mult nu mai sunt printre noi, dar mesajul lor, din punct de vedere spiritual, a fost foarte puternic și care străbate ușa mormântului. Chiar dacă, din punct de vedere al cuvântului, dacă l-ar fi pus pe o pagină de calculator, nu cred că ar fi acoperit-o complet, dar mesajul spiritual a rămas în mintea și în inima multora dintre noi peste ani. Și acest lucru, cred că frații mai în vârstă pot să-l confirme și să fie adevărat. Dar cred că e bine să mergem și la alt aspect. Eu văd că timpul zboară și am căzut și eu cumva în ispita de a vorbi mai mult decât poate că era necesar și chiar spunea la fratele Nicușor că nu știu dacă acoperă o jumătate de oră din ceea ce era prevăzut pentru mine și mă gândeam la un alt cuvânt care îl avem din cuvântul lui Dumnezeu în care este vorba de așa numita ispită și este mana din care avem mana de zi și în care spune că fericit de cine rabdă ispita, că după ce va fi găsit, va primi cununa vieții pe care a promis-o celor care îl iubesc. E un text care e luat în Iacob 1 cu 12. Din punct de vedere uman, ispita este cea care exercită o forță de atracție, îndemn, ademenire, tentație, seducție și așa mai departe. Încercare, probă la care ai spus cineva pentru a constata iubirea, răbdarea, credința și așa mai departe. Deci există câteva caracteristici care sunt legate de această caracteristică a ispitei. Și am vrut să aduc un exemplu care e destul de cunoscut de noi, e mulți, și spune în felul următor. Între popoare există tensiuni, între culturi, între oameni, în comunitatea în care facem parte într-o astfel de lume, în lumea influențează comunitatea și există presiuni economice, sociale în societatea modernă. Există o sumedenie de ispite și tentații cu care oamenii și mai ales credincioșii sunt confruntați zi de zi. Uneori se pare că nici nu există cale de scăpare și ne punem problema ce este de făcut. Și avem cuvântul Domnului și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. Asta găsim în Evrei 2 cu 10. Și cea mai mare calificare, care mai calificată persoană care poate fi ăsta în ajutorul celor ispitiți este Domnul nostru Iisus Hristos. Dar vreau să dau un exemplu. S-a amintit de către frați înainte, de către Iosif, care, într-adevăr, cât timp a fost el la conducerea poporului Egiptului, fiind al doilea după Faraon, poporul Israel, care era, a fost favorizat. Dar ne aducem aminte că în Exod, parcă scrie, sau în continuare scrie, că după mulți ani,
După moartea lui Iosif s-a ridicat un împărat sau un faraon care n-a cunoscut pe Iosif și care a pus poveri grele pe poporul Israel. Deci e foarte important că dacă avem pe cineva în conducerea unei structuri financiare, în structuri a statului, să ne străduim să-l ajutăm sau să-l susținem într-un fel sau într-altul. Pentru că mă gândesc la un lucru că spunea profetul Ieremia, parcă, în poporul lui Israel, care era în captivitate, și spunea printre altele, zice, să urmăriți binele țării în care trăiți, pentru că de binele țării respective depinde și binele vostru. Pentru că, într-un fel sau într-altul, dacă noi trăim într-o țară și din mila Tatălui putem să spunem că suntem într-un fel binecuvântați cu multe probleme care ne confruntăm, dar cred că pacea și liniștea deocamdată încă ne este asigurată. Ce am face dacă aceste tehnologii ar fi luate de la noi, poate că rămâne cumva, poate chiar goi de tot. Dar vreau să amintesc acest lucru legat despre Iosif și el a avut câteva ispite și una dintre ele vreau să spun următorul, ură din partea fraților săi și spune în cuvântul, frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenoasă. Asta găsim în Geneza 37 cu 4. O altă ispită a fost tentații cauzate de bunăstarea materială și financiară. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el fie acasă, fie la câmp. Geneza 39 cu 5. Desigur că și asta a fost o binecuvântare, dacă o persoană este credincioasă în funcții înalte, să zic eu, din punct de vedere poate social, politic sau financiar, dacă el știe cum să gestioneze aceste valori care le-a pus Părintele Cerșesc în mâna lui, aduce o binecuvântare nu numai lui, ci și celor care sunt în jurul lui, atât familia, cât cei care fac parte din casa credinței. Și mai amintește aici că undeva un alt aspect al tentației și spune tentații fizice din partea soției lui Potifar. Sigur că știm lucrul ăsta care s-a întâmplat lui Iosif și a fost pus la încercare, după care a avut parte și de acele 2-3 ani de închisoare, după faptul că nu a acceptat solicitarea soției lui Potifar, pentru că el a fost conștient că acest lucru este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Iosif a fost o persoană deosebită pentru care statutul de demnitar nu a cauzat mândria și nici nu s-a lăsat înlănțuit de poftele trupești. Domnul Iisus a situat însă mult mai peste acest nivel, întrucât el a cunoscut sfințenia desăvârșită. Și mă gândeam la încă câteva lucruri, că zice că, așa, cum putem scăpa de ispite și care sunt modalitățile pe care Dumnezeu le folosește? Deci Dumnezeu ne pregătește odată, înainte de ispite, Dumnezeu ne aduce la cunoștință anumite adevăruri care ne formează într-un anumit fel caracterul, astfel încât să putem fi pregătiți la un momentul confruntării. E foarte important ca să putem discerne din Cuvântul lui Dumnezeu acele situații în care suntem puși în încercare și să putem să le valorificăm și în momentul în care apare ispita. În momentul ispitei, în timpul rugăciunii organizate, agonizate din grădina Ghețiman, Domnul Iisus a fost încurajat de către un înger. Deci avem încrederea că în momentul în care vine ispita și de multe ori avem cuvântul că împreună cu ispita, Domnul pregătește și scăparea din acea ispită, dar trebuie să avem răbdare, trebuie să avem încredere că El lucrează mai bine decât ne gândim noi sau am dorit noi să așteptăm rezolvarea problemei. Și zice că după confruntarea cu ispita pot surveni două situații, împlângere, ce rezultă din căderea în ispită, și biruința celor care nu se pleacă în fața celui rău. Și aici avem un text frumos din Iacov, zice, nu va lua nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea
omenească și Dumnezeu care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătiți mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda celor ce îl iubesc. Să puteți răbda, dar aici m-am încurcat un pic. În fine, deci sunt multe aspecte legate de această caracteristică a ispitei și ca să ne descrețim puțin frunțele, poate că am să spun un lucru nepotrivit. Din punct de vedere uman, fiecare avem câte o slăbiciune, câte o situație în care ne mai fură cel de sus, cel rău, ne fură gândurile și cădem într-o anumită ispită, sunt anumite lucruri poate neplăcute. Și mă gândeam în sensul ăsta că acest cuvânt ispită, dacă îl împărțim, într-un fel este o hrană pentru trup. Și dacă cei care cunosc un pic limba engleză și spun că prima silabă care înseamnă is, înseamnă că este și a doilea este pită, dar am putea spune că este o hrană pentru corp. Și trebuie să vedem acest lucru într-un fel sau într-altul, că ispita într-un fel hrănește poftele noastre umane. Și ca să mergem mai departe, mă gândeam la încă ceva, să trec la alt subiect care poate mai potrivit, dar văd că timpul cam zboară și mă gândeam la un aspect că faptul că zice că în Psalmul 1 cu 3 fiecare pom își dă roada la vremea lui. Și vreau să scot aici în evidență aspectul legat de cifra 4, pentru că știm din punct de vedere uman, din punct de vedere tehnic, cifra 3 sau scaunul cu 3 picioare nu are stabilitate, pe când scaunul și masa care folosim tot este cu 4 picioare, nu cu 3. Și aici facem legătura și cu anii timpului și spune felul următor, viața este trăită în etape, așadar pentru a fi roditor trebuie să știi în ce anotimp te găsești și să profiți de la maximum. Cum îmi dau seama că când se termină o etapă și întreb tuharul care însoțește o etapă va dispărea și ceea ce a adus odată satisfacții va începe să nu-ți mai aducă așa. Deci Biblia spune că bărbatul sau femeia de succes este ca un copac plantat lângă un râu care își dă rodul la vremea lui. Nu poți fi roditor decât atunci când ți-a venit vremea, atunci apare binecuvântarea și succesul. Nu te poți avea, nu le poți avea atunci când vrei tu, ci la vremea hotărâtă. Când vine vremea potrivită, copacul produce fără efort ceea ce s-a magazinat în el. În lăuntrul său există un rod care se produce atunci când înțelegi în ce etapă te afli. Și aici amintește câteva reguli, dar există reguli pentru fiecare etapă. Să ne uităm la ele. Sunt cele 4 etape care e vorba de anotimpuri. Primăvara este un anotimp care este pregătit pentru, adică posibil pentru pregătire și disciplinare. Aceste etape sau anotimpuri le avem fiecare în viața noastră de creștin. Avem partea de început în care ne bucurăm și vedem că crește cunoștința din Cuvântul lui Dumnezeu, crește dorința de a face voia Lui și de a fi folositor celor din jur, de a face roade și, bineînțeles, a face bine celor din jur. Și spune în continuare asta, primăvara pentru pregătirea și disciplinarea. Atunci începi să vezi planul lui Dumnezeu pentru viața ta și să te pregătești pentru El. Pe urmă vine vara când e căldura soarelui, vara este pentru coacerea celor începute primăvara. Semințele pe care le-ai semănat și le-ai hrănit atunci vor crește și se vor înmulți acum. Desigur că vara apare căldura care într-un fel este și plăcută, dar are și celălalt efect de a, dacă o folosim mai mult decât trebuie, ne arde într-un fel sau într-altul. Și spune în continuare că toamna este atunci când nu mai ai pasiunea tinereții și calmul, ci calmul statornic al unui veteran trecut prin viață. Sigur că spre toamna vieții fiecăruia se văd într-un fel sau altul roadele care le-a
făcut în timpul vieții sale creștine. Unii rodesc mai repede, unii mai târziu, dar cred că pentru fiecare există această perioadă de anotimp în care își poate da rodul la vremea lui. Deci, toamna, repet, este atunci când nu mai ai pasiunea tinereții și calmul statornic al unui veteran trecut prin viață. Dacă ești înțelept, lucrezi cu multă pricepere și dibăcie, ceea ce înseamnă că cu vârsta omul devine mai înțelept, mai conștiincios și mai liniștit într-un fel, nu e așa năvalnic ca și în anii tinereții. Este vremea tranziției și pregătirii pentru iarna care vine. Iarna este atunci când îți evaluezi realizările, când te bucuri de răsplată, când dai sfaturi și când ți se recunosc meritele. Deci e foarte important să-ți evaluezi faptele, să știi să dai sfaturi, dar sfaturile respective cred că trebuie să fie date cu înțelepciune. Și mă urmărește un gând poate nepotrivit și pentru care îmi cer scuze în fața voastră, că de multe ori dăm sfaturi, dar nu avem în spatele lor realizări sau eșecuri, pentru că cel mai bun sfat îl dă cine a trecut printr-o experiență, printr-o greutate. E frumos să dai sfaturi la unul și la altul, dar poate că eu văd greșit sau după mintea mea, de multe ori spunem, așa cum spune cuvântul, că trebuie să facem cu tare, trebuie cu tare, trebuie cu tare, dar poate că eu înțeleg greșit cuvântul ăsta, trebuie, poate din cauza profesiei care am avut-o, cuvântul trebuie de obicei. Eu îl înțeleg că trebuie, arăt cu degetul că la cei care mă ascultă și le spun ca ei să facă, nu eu. Deci ideea era poate greșită că, să, cum se spune în popor, să faci ce zice, nu ce face persoana respectivă. Deci e important să ținem cont și de lucrul acesta. Și spune cuvântul mai departe, e legat de textul din Timotei, 2 Timotei 4:7, te-ai luptat lupta cea bună, ai păzit credința și ai sfârșit alergarea, așa cum a spus Apostolul. Deci dacă trăiești cum trebuie, fiecare anotimp poate deveni cea mai bună etapă în viața ta. Și m-am gândit la încă câteva lucruri, pentru că vorbind un pic din domeniul și uman, că am învățat că, într-un fel sau într-altul, că adversarul se leagă ca și cum legi un lanț, anumite aspecte sau anumite posibilități a lui de a apăsa sau de a face rău celor credincioși sunt restrânse. Dar cred că mă gândesc și la alt aspect, că de multe ori există și o anumită ispită umană și aș aminti, așa cum sunt câinile, când e legat în lanț, face el gălăgie ce face, dar când îi dea drumul din lanț, începe să fugă, să aleargă, să facă gălăgie și așa mai departe. Și cred că de multe ori ispita este mare, că și noi când scăpăm, poate că vorbesc și eu ce nu trebuie și îmi cer scuze, de multe ori când scăpăm la microfon, nu mai știm să ne oprim și poate că, nu știu, văd eu greșit și aici cred că să vine să mă ajutați și pe mine. Îmi cer scuze pentru acest lucru. Și un alt aspect care vreau să spun, că așa după cum aceste emisiuni sunt transmise atât în prezent cât și pentru viitor, cred că e potrivit să vedem și celălalt aspect, că e greu să ne stăpânim unii pe celălalt și dacă vreau să ofensez pe cineva sau vreau să-i aduc o critică sau un cuvânt de a-l critica, să-i face observații, dacă o fac într-un mod amiabil și plăcut, de multe ori omul vine și recunoaște și încă, în loc să se supere, îți mulțumește. Și vreau să dau numai un singur exemplu. Legat de aspectul ăsta al cuvântului și de a-l avea, poate mai mult decât ține de stăpânirea de sine, într-o împrejurare spuneam la un frate, printre altele, pe un culoarul care l-avem în adunare, și zic să știi că există o slăbiciune umană și o anumită poftă sau dorință umană ca într-o colectivitate, într-o comunitate, fiecare, după posibilitățile care și cunoștința care o are, să se audă din ce în ce mai mult pe el însuși. Și fratele respectiv, foarte
serioase celelalte sunt eu. Deci e foarte greu, cum se spune, găsești o ureche deschisă care să vadă realitatea și care în loc să-ți facă observații că îl critici sau îi face o ofensă, să-ți spună mulțumesc că mi-a atras atenția. Deci contează foarte mult atitudinea cu care noi atragem atenția unor sau altuia. Și mă gândeam și în alt context că sunt frați care au niște energii foarte puternice și foarte îndrăzneți, foarte vocali, dar cred că cu talent și cu stăpânire de sine pot fi folosiți în folosul nostru și al tuturor fraților. Și cred că aici trebuie să ne gândim bine cu ce atitudine ne comportăm. Și mă gândeam că spuneam în glumă despre cineva că dacă știi să te comporți cu el, poți să poate folosesc o expresie urâtă, poți să prinzi iepuri, dar dacă nu știi să te comporți cu el, dacă îi stârnești anumite atitudini de caracter puternice și există riscul să fii ofensat sau criticat sau poate că să existe chiar să se ajungă la intervenții fizice, care nu le dorim într-adevăr. Ar mai fi încă câteva lucruri care m-am gândit la cuvântul despre amărăciune, dar numai o frază vreau să amintesc aici, care spune în evrei, și o să fie foarte scurtă, am scăpat și eu la microfon și cred că trebuie să fiu și eu prudent, să nu zic la alții și eu să nu o fac. În Evrei 12 cu 15 este scris, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu pentru ca, pentru ca nu cumva să dea lăstar de vreo rădăcină de amărăciune, ca să aducă în tulburare și mulți să fie întinați de ea. Această rădăcină de amărăciune este de multe ori și cauza neputinței de a ierta și de a fi iertați. Deci avem o situație în care amărăciunea asta ne aduce în această situație. Este vinovatul care ne fură pacea și ne strică relațiile. Rădăcina de amărăciune care este ca o rădăcină mică a unui copac care are perișuri și se întinde după apă pentru a se hrăni și pentru a crește. Rădăcina de amărăciune din viața noastră pătrund până în cele mai profunde gânduri, căutând sentimentul de mândrie și invidie cu care să ne hrănească pe măsură ce această rădăcină găsește hrană în sentimentele noastre. Ea ne subminează și ne distruge, aș spune, relațiile cu cei apropiați, cu aproapele și, bineînțeles, în continuare și cu Domnul. Și am vrut numai să amintesc un lucru care, sigur că era mai lung, legat de faptul că în Luca, capitolul 17, parcă spune un cuvânt în care Domnul a vindecat cei 10 leproși și numai unul dintre ei s-a întors și i-a mulțumit Domnului. Și vreau numai să citesc câteva gânduri și pe urmă mă străduiesc să mă opresc. Și spune versetul 16. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Și foarte important, dacă ne gândim, spune cuvântul că era samaritean. Ce important e că nu era din poporul evreu. Pentru că ceilalți aveau alte inclinații și spune comentariul în felul următor. Dar unul dintre ei a încetinit și apoi s-a întors din drum. Probabil că ceilalți în bucuria lor mare n-au observat aceasta și s-a întors și a căzut la picioarele lui Iisus mulțumindu-i. El era o inimă recunoscătoare și nu ne putem îndoi că în cele din urmă va primi o binecuvântare. Chiar dacă n-a primit-o atunci, căci era samaritan, străin de națiunea lui Israel. Foarte important lucrul acesta, recunoștința care trebuie să o avem în asta. Și spune în continuare că pe nouă dintre ei, dorul după casele lor, gospodăriile și familiilor i-a pătruns atât de puternic încât a început să-i atragă în mod irezistibil, la fel ca un magnet. Singurul lor gând a fost acesta, oricum am pierdut ani buni din viață cu această boală, nu mai avem nevoie, nimic, nu mai avem
Viața merge înainte, ea nu stă după noi, așa că nu ne putem permite să-i râsim nici măcar o clipă. Tot ce avem de făcut este să exploatăm din plin tot ceea ce ne-a mai rămas din ea. Așa că, cum spune cuvântul, acordul de tare Israel, păcatul acestor nouă reproși vindecați a fost idolatria, ei au pus pe primul loc în viața lor familia, sănătatea și bunurile materiale. Ce e important și ca să închei, spune cuvântul că important e că atunci când din mila Tatălui avem o binecuvântare în urma unei suferințe, unei încercări sau de asta, să știm cum să gestionăm acest lucru și să aducem laudă și mulțumim de Părintele Ceresc. Și nu numai prin faptul că ne rugăm și îi mulțumim Tatălui în rugăciune, cred că și cu faptele noastre trebuie să dovedească acest lucru față de cei din jur și chiar dacă avem greutăți și probleme cu cei frații noștri, cred că e potrivit să fim alături de ei, chiar dacă au fapte, au atitudini față noi reprobabile, cred că îndemnul este ca față de ei să avem milă, înțelegere și îngăduință și cu Duhul Blândeții să încercăm să ne apropiem de ei. Ar fi multe de spus, dar cred că am depășit timpul alocat și îmi cer scuze dacă așteptările multora dintre voi sau speranțele sau, știu, îndemnurile nu au fost potrivite, dar îmi cer scuze Părintele Ceresc și vouă pentru ele și doresc ca fiecare să ducem la îndeplinire juruințele care le-am făcut Domnului în fața întregului popor și acest lucru trebuie să se vadă în viața noastră și fiecare în măsură ce ne apropiem de toamna și de iarna vieții să ne facem aceste calcule și roadele să se vadă în viața noastră și cei din jurul nostru să poată bucura de prezența noastră, de cuvintele noastre și de tot ceea ce facem noi pentru ei. Mulțumim încă o dată, Părintele Ceresc, pentru această ocazie și dacă ceva nu a fost potrivit, îmi cer iertare și Domnul să ne ajute să ne ducem la îndeplinire fiecare unul votul de consacrare că l-am făcut înaintea Domnului și înaintea multor martori. Și cu aceasta închei și Domnul să ne binecuvinteze și în anul nou care urmează, am intrat deja, să putem să ne ducem la îndeplinire acele promisiuni care într-un fel sau altul ne-a făcut noi și să fie potrivite cu Cuvântul Lui Dumnezeu, realizabile, măsurabile și să îndeplinească dorința nu numai a noastră, ci să se vadă pentru de cei din jur că am făcut juruințe și planuri potrivite.